Și mulțumim frumos că v-ați făcut timp să veniți în această după-amiază la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. Sunt bucuros să văd atâta lume la o lansare de carte. Nu că n-ar fi important personajul principal din această după-amiază, dar mă gândeam că din ce în ce mai mulți așteptați redeschiderea sediului principal de pe Bulevardul Oituz, dar iată că și filiala este un sediu tranzitat și vizitat de către oamenii care vor să participe la activități culturale. Domnul profesor Liviu Neagoie, pentru că despre el și despre cartea dânsului este vorba în această după-amiază, e Utopia, o carte foarte elegantă și a apărut la o editură cu renume, editura Cartier. Sunt bucuros și plăcut surprins, mai ales că din ce am citit și din ce am auzit, această carte lansată nu foarte de mult la nivel național, are și recenzii foarte bune și era normal ca domnul profesor să o lanseze și la Onești. Pentru cei care nu știu, Liviu Neagoie este licențiat în filozofie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu studii de masterat în istorie modernă și un doctorat în istorie la Institutul de Istorie George Barisiu din Cluj-Napoca, autor al unor volume care evidențiază concepte semnificative ale istoriei moderne și contemporane. Utopia, concepte, identități și istorii românești, este o abordare lucidă și dezinhibată a identității naționale și construcțiilor identitare care o formează dintr-o perspectivă regională și centrală europeană. O carte foarte interesantă pe care o să o descoperiți dacă o veți achiziționa după terminarea acestui eveniment. De asemenea, domnul profesor a donat și Bibliotecii Radu Rosetti câteva exemplare, o puteți găsi și la noi dacă doriți să o descoperiți. Salut prezența în această seară a doamnei profesor dr. Gârmacea. Să-și aplaudăm ca să ne mai dezmorțim. N-aș vrea să fie o întâlnire oficială. Salut prezența și a domnului profesor domnul profesor Dumache, care va și lua cuvântul. Îl salut și pe domnul general Vasile Apostol. Ne bucurăm că sunteți alături de noi de fiecare dată când aveți ocazia, nu numai de bibliotecă, ci de comunitate în general. Salutăm și Asociația Pro Basarabia, domnul Rusanovski. Bună ziua! Și pe ceilalți stimați invitați, profesori și elevi. Aș dori pentru început să dau cuvântul doamnei profesor dr. Gârmacea pentru a intra în dezbaterea acestei cărți, Utopia, scrisă de Liviu Neagoie. Niște fragmente și mi-e un pic dificil uneori să țin și ochelarii și să caut fragmentele. Da. Astăzi suntem la o lansare de carte, o carte foarte interesantă, care deschide în plan public o dezbatere. E vorba de identitate și de alteritate. Domnul profesor Neagoie ne propune o lucrare în care adună 7 articole, studii pe care le-a făcut pe această temă și în care studiază acest fenomen, raportarea la sine sau la grup în diferite contexte sociale, istorice și culturale. Problema aceasta a identității este foarte interesantă din mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere social, istoric, politic, chiar și cultural, vestimentar, gastronomic, toate lucrurile acestea compun o identitate. Primul studiu din carte se numește Între mitul Europa sau Europa, nu știu cum, dar termenul pare german, și Balcani.
Și dumnealui începe să discute această problemă a identității, plecând de la scriitorii pașoptiști, care au început a călători în Occident și a sesiza anumite aspecte cu privire la identitățile Europei din acea perioadă. E, această călătorie a boierilor pașoptiști în Europa le-a dat posibilitatea nu numai de a sesiza anumite diferențe culturale, de stil de viață, ci a dus și la realizarea unei literaturi care a avut un efect în epocă de modelare. Literatura, iată, începe să prezinte aceste elemente de identitate europeană și să le și să producă o schimbare în gândirea pașoptiștilor. Domnul profesor are multe exemple aici de la literatura de călătorie și citează pe Ion Codru Drăgușanu, pe Dinicu Golescu, Bolintineanu, alți și alți scriitori pașoptiști care au scris literatură de călătorie. Însă, pentru că vorbeam de efectul de modelare și de modul în care ne raportăm la identitate și creăm la un moment dat niște stereotipuri în judecarea celuilalt, un exemplu foarte sugestiv îl reprezintă Vasile Alexandri, care oferă în opera sa diferite atitudini în definirea identității. Dacă ne gândim la Balta Albă, e clar acolo un exemplu al străinului care vine în țările române și încearcă să descopere un stil de viață, o lume, o identitate socială. Dacă ne gândim la Borsec, o altă povestire, acolo încercarea de a defini identitatea prin vestimentație și modul de a petrece timpul liber sau de a socializa, sugerează că, iată, românii erau pregătiți să facă o schimbare în societate, să iasă de sub influența Orientului și să se adapteze Occidentului. Dar ei încearcă să-și construiască acolo o identitate falsă. Un alt exemplu în identitate și în modul în care ne raportăm la ceilalți îl reprezintă povestirea Vasile Porojan. Acolo avem o trimitere pe care el o face la identitatea etnică și la o altă temă pe care o aduce în discuție. E vorba de libertate. Ce face Vasile Porojan în momentul în care e liber? Cum se raportează el la ceilalți, el care se raporta doar la stăpânul său și avea un rol destul de limitat și ca viziune despre viață și în gospodăria lui Vasile Alexandri. Apoi, un alt exemplu de data aceasta comic în privința definirii identității îl găsim la Bârzoi, în Chirița, în provincie, care vrea să-și păstreze identitatea în fața tendințelor reformatoare ale Chiriței și protestează la un moment dat blând, spunând: eu nu sunt deprins nemțăște. Da? Chirița îi motivează tot timpul când vrea să se schimbe, dacă e moda, ce să fac, nu? El încearcă să fie persuasiv și, discutând, iată, despărțirea de Orient și apropierea de Europa, domnul profesor atinge și acest aspect al faptului că în momentul în care ne raportăm la identitatea românească, avem uneori tendința de a face niște greșeli etimologice, de exemplu.
Bârzoi îi spune Chiriței să mai pregătească niște bucate creștinești și începe să enumere acolo sarmale, ciulama, baclava, chiftea, care, iată, produse consumate mult de-a lungul timpului, de origine orientală, devin identitatea noastră națională. Apoi domnul profesor merge spre europenizare, concepte și realități românești, merge spre a discuta modul în care acest concept este valorificat în perioada marilor clasici de Titu Maiorescu și amintește cu mult curaj faptul că există în această perioadă mulți scriitori care au origini, care au atitudini și opinii ușor antisemite și ne dă aici o listă a acestora, dar asta nu înseamnă că atitudinea lor de atunci diminuează importanța operei. Însă, e o perioadă în care definirea identității în raport cu celălalt și, să zicem, identitate individuală, colectivă, și când gândim identitatea colectivă, domnul profesor disociază foarte bine identitatea regională, națională sau europeană. Da. Așa. E, îmi vine în minte un exemplu aici, la nivel identitar, e vorba de creangă, da? Care știm cu toții că împușca la un moment dat ciorile de pe cupola bisericii Golia, lucru care stârnește la momentul respectiv destule controverse și uimire în rândul oamenilor, dar el se definește, își definește curajul prin opoziție cu o altă etnie. Eu nu sunt jidan, să mă tem de pușcă, spune el. Da? Iată o atitudine față de evrei care în perioada interbelică trăiesc o dramă aparte. Și cred că invitația mea astăzi să vorbesc despre această carte cu identitate vine și din faptul că m-am ocupat de Mihail Sebastian. Cu domnul profesor am împărtășit de-a lungul timpului multe impresii legate de Sebastian, sigur, și de modul în care Nae Ionescu, cel care îndrumă tânăra generație de la Criterion, își pune amprenta în eșecul pe care îl trăiesc mai mulți scriitori. În carte, referindu-se la perioada interbelică, domnul profesor Neagoie analizează presa și corespondența vremii și e foarte atent la contextul acesta istoric și modul în care se manifestă antisemitismul. Dumnealui distinge acolo un antisemitism rațional, cu accente rasiste, mistice, cultural, etc. Ei, intelectualii interbelici scriu foarte multe articole în presa românească pentru a defini realitatea românească în relație cu evrei. Și domnul profesor Neagoie face o afirmație foarte interesantă că în narațiunea identitară elaborată de Nae Ionescu nu există loc pentru minorități, iar evreilor le este refuzată din start orice posibilitate de asimilare sau de acces la mântuire. Și când spune acest lucru, dumnealui aduce în discuție un caz celebru din perioada interbelică, e vorba, iată, de Mihail Sebastian, care în 1934 publică romanul
ideologic și polemic, am putea spune, de 2000 de ani, care are o prefață scrisă de mentorul lui atunci, Nae Ionescu. Dar e o prefață care nu slujește cărții și pe care Mihail Sebastian o acceptă, am să zic că din loialitate și din omenie. Două cuvinte asupra cărora am să insist în continuare. Și în 35, după ce presa interbelică explodează în analiza ideilor din prefața lui Nae Ionescu și a ceea ce a scris Sebastian în acel roman, autorul mai scoate un volum intitulat Cum am devenit huligan și în care explică modul în care a simțit el antisemitismul în acea perioadă. Domnul profesor Neagoie spune că lui Mihail Sebastian i s-a aplicat atunci un dublu antisemitism. Citez, pe de o parte de către antisemiții români, care i-au refuzat accesul la cultura română pe motiv că era evreu, iar pe de altă parte de către evreii înșiși, care i-au refuzat accesul la identitatea evreiască pe motivul că era scriitor român. E, romanul acesta de 2000 de ani pe care domnul profesor îl amintește aici cauzase confuzii cu privire la aspectele identitare din cauza faptului că cititorul are un dubiu în momentul în care îl citește. Nu știe dacă citește o carte gândită ca univers fictiv sau ca univers real. Însă cel mai important în această carte e modul în care Sebastian înțelege să supraviețuiască antisemitismului. Iată ambiguitatea. Iar Nae Ionescu făcuse atunci o prefață pe care Sebastian ar fi putut-o ignora. Mircea Eliade notează în jurnalul său momentul în care l-a întâlnit pe Sebastian și primise prefața de la Nae Ionescu. Atunci era palid la față, va fi o catastrofă, spune Eliade, dar el din loialitate publică acea prefață. Și ajungem în analizarea acestui context antisemit la o afirmație pe care domnul profesor o exprimă din opera lui Alexandru Paleologu, faptul că, până la urmă, cultura este un imperiu al păcii. Da? Noi n-ar trebui să analizăm opera unui scriitor sau al unui artist în funcție de identitatea etnică a acestuia. Iar domnul profesor spune foarte frumos aici că ar trebui să găsim în judecarea critică modul autentic de a fi al ființei. Aspect pe care îl menționează și mi-a plăcut foarte mult acest lucru, îl menționează pic așa, pagina 123. Așa. Într-o scrisoare pe care Eugen Ionescu i-o trimite... S-o citesc toată? Nu. Nu. Da. A, da? Nu, eu am să citesc și am să mă refer doar la o parte. Eugen Ionescu i-o trimite în 45 lui Tudor Vianu. E o scrisoare în care spuneam că el analizează și acest aspect al loialității și al omeniei în cazul lui Sebastian. Iată ce scria Eugen Ionescu. Generația Criterion, fudula tânăra generație de acum 15 sau 10 ani, s-a descompus, a pierit. Niciunul dintre noi nu aveam încă 40 de ani și suntem sfârșiți. Alții, atâția alții morți.
Generația dumitale e mult mai norocoasă. E vorba de generația lui Tudor Vianu, da? Da, cu vreo 10 ani mai tânăr. Mai în vârstă, da, da. Noi am fost niște bezmetici, niște nenorociți. În ceea ce mă privește, nu pot reproșa că am fost fascist. Iată cum se raportează el la identitatea personală. Dar lucrul acesta se poate reproșa aproape tuturor celorlalți. Mihail Sebastian își păstrase o minte lucidă și o omenie autentică. Ce păcat că nu mai este. Eu am să mă opresc aici ca să nu intervin în celelalte lucruri referitor la Mihail Sebastian. Dar el, într-adevăr, după acest moment 1934, se separă, din punct de vedere ideologic, de Nae Ionescu și nu reușește însă să se separe de el ca om. Merge în continuare la conferințele lui, la cursurile lui, în jurnal notează cu exactitate și nemilos faptul că profesorul începe să divagheze de la ideile de bază ale cursului său, însă ca om rămâne profund legat de Nae Ionescu, pe care în 40, când moare, îl plânge nervos în casa acestuia. Da? Stockholm, da, 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 exact, da. Apoi, pentru că tot vorbim de interbelici, mai puțin și termin, așa, domnul profesor aduce în discuție și doi intelectuali ardeleni, e vorba de Liviu Rebreanu și de Lucian Blaga, care sunt... Nu, nu, nu le citesc, las și altora, numai spun câteva idei, da? Ca să motivez cartea, da? Doi intelectuali ardeleni care sunt primiți în Academie și rostesc discursuri, laudă țăranului român la Rebreanu și elogiul satului românesc la Lucian Blaga, în care definesc identitatea românească. Și am să citesc ce zice domnul profesor Neagoie: prin cultura țărănească străvechi. Dumnealui crede că doar păstrând intact contactul cu lumea țăranului, cultura română poate crea valori universale. Și iată că, ajungând la această afirmație și punând-o într-un context pe care noi îl trăim acum, când vrem să ne construim o identitate europeană, ne confruntăm cu o problemă. Noi educăm copiii în spiritul unor tradiții românești, în strânsă legătură cu rădăcinile pe care le avem noi. Și mai puțin construim o identitate europeană. De aceea, domnul profesor spune în carte că pentru a avea o identitate culturală, socială, comună, ar fi nevoie de o identitate politică pe care să o avem în comun. Da? Facem niște eforturi. Dar iată că, spre finalul cărții, când domnul profesor aduce în discuție războiul din Ucraina, ne punem întrebarea dacă acest război e și el un orgoliu identitar. Da? Și dacă nu cumva această construcție pe care o dorim a unei identități europene comune este o utopie. Dacă trăim într-o lume ușor utopică. Eu m-am întrebat și acum lansez și întrebarea, dar nu e neapărată nevoie de răspuns acum, ci poate la sfârșit, când mai putem discuta, de unde vine numele cărții? Europa Utopia sau e o utopie că ne dorim o identitate comună? Întrucât
Orgoliile, iată, uneori răbufnesc mai mult decât ne-am dorit. E o carte foarte bine documentată, cu un aparat critic deosebit și care sunt convinsă că va duce la discuții. Și până la urmă, cred că ăsta este rostul cărții, să incite la lectură, la discuții, la schimb de opinii constructive pentru a putea preveni acele izbucniri identitare. Vă mulțumesc și felicitări, domnul profesor, mulțumesc și de invitație. Scuzați că am vorbit cam mult, dar vorba lui Creangă, am vorbit mult că n-am putut să scriu. Scurt. Da, eu pornesc de la două lucruri. În primul rând, nu prea sunt un bun vorbitor și mai ales ieșind la pensie, n-am mai exersat prea mult acest lucru în fața publicului. În al doilea rând, o să mă axez mai mult pe problema identității, raportului între identitatea națională și identitatea europeană, în cartea prietenului meu, Liviu Nagoie, că ăsta este subiectul principal. Și voi folosi multe cuvinte cu legate de identitate, care sunt, cum să vă spun, de o foarte sensibile, foarte afective. Deci, dați-mi voie să citesc ceea ce am spus, ceea ce m-am gândit în prezentarea acestei cărți. Doamna profesor Gârmacea s-a gândit la sfârșit să discute titlul. Titlul acestei cărți mie mi se pare că e genial și provocator. Prin opoziția sensurilor, pregătind cititorul pentru a intra într-o dezbatere importantă și interesantă pentru un cetățean român și european în același timp. Titlul ridică două întrebări incitante. Prima, e utopia e locul, toposul, Europa, sau utopia unei identități europene, ceea ce a remarcat și doamna profesor. Și a doua întrebare, noi românii, și un joc de cuvinte, noi românii suntem deloc din Europa sau deloc din Europa? Adică aparținem sau nu de Europa? În numai 9 ani, prietenul meu, Liviu Nagoie, a publicat 3 cărți pe teme istorico-filozofice foarte sensibile și actuale. Primele două au avut ca subiecte evoluția ideii de cetățenie și antisemitismul românesc din secolul al XIX-lea și raportul dintre etnicitate și dezbaterile constituționale parlamentare din România aceleași perioade, sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Acest al treilea volum e o carte despre istoria ideilor, împărțită în 7 capitole, care analizează identitatea românească privită dintr-o perspectivă europeană. Cartea aparține literaturii non-ficționale, fiind scris într-un mod obiectiv, științific, rațional, dar subiectul e pur ficțional. Identitatea națională românească, o ficțiune, un lucru imaginat, oamenii fac asta mereu și dintotdeauna construind idei. Numai că aceste idei de multe ori se întrupează în corpuri, instrumente, acțiuni. Astfel că identitatea din construct ideatic, adică dintr-un proiect, o năzuință către care tinde o națiune, devine realitate prin discursul identitar. Acest discurs capătă funcții multiple, reflectă, descrie realitatea, dar și construiește conștiințe, în cel mai înalt grad conștiința națională. Dacă e etnocentric sau religiocentric, produce idealizări paseiste, fals arogante, iar în cazul națiunilor mici, cum e națiunea noastră, nemaipomenite complexe de inferioritate și o conștiință istorică mutilată. Sau, așa cum se exprima colorat Emil Cioran într-o scrisoare, gălbeaza Mioriței. În cele 7 capitole,
inteligent concepute, autorul oferă cititorului un dicționar de noțiuni și concepte specializate în problema identitară. Mitele Europa, deci Europa centrală. Semi-orientalism, raportul dintre... Noi suntem la poarta Orientului, împreună cu Balcanii, semi-orientalism. Balcanism, europenizare, specific național, românism, suflet național, naționalism, ortodoxism, bizantinism, antisemitism. Multe noțiuni specializate. Cu titluri captivante, autorul parcurge drumul ideatic cu multe întoarceri și ocolișuri spre conștiința unei apartenențe europene, prin proiectarea foarte relativă și frustrată a unei identități naționale românești. El explorează și definește, prin exemple, această pendulare între extreme, între afișarea virtuților excepționalismului românesc și stigmatizarea identității noastre. De la o despărțire de Orient, din primul capitol, prin deloc încântătoarele caracterizări făcute moravurilor moldovenilor de Dimitri Cantemir în secolul XVIII, la fericitul accident al istoriei creat de generația pașoptistă, care prin imitare, copiere, prin ceea ce numește Eugen Lovinescu sincronismul cu Europa apuseană, a reușit să pătrundă în Europa. Apoi la cel al distanțării critice față de modelele europene. Deci și reacția, numită și reacțiune, da? Prin teoria formelor fără fond, de la mijlocul secolului XIX, conceptualizată de Titu Maiorescu, această teorie va produce, la rândul ei, marea dezbatere pentru definirea specificului național, care s-a zbătut, așa cum remarcă autorul, fără a realiza nimic original în concertul marilor idei universale, între românismul anti-european reacționar, naționalist, rasist și antisemit al lui Ace Popovici, cel și cu proiectul federalizării Austro-Ungariei, și românismul pro-european democratic al sociologului Virgil Bărbat. Continuata politic de Constantin Rădulescu Motru, problema românismului și a marii dezbateri, prin cartea sa intitulată Românismul. Marea dezbatere se desfășoară după întregirea României între tradiționalismul irațional, anti-iluminist, ortodoxist, naționalist, antisemit și modernismul asumat cultural, dar risipit ca sistem și acoperit vocal de un consens antidemocratic, cum o spune politologul Adrian Paul Iliescu, al generației trăiriste. Este generația Criterion, generația trăiristă numită de Șerban Cioculescu, așa, trăiristă pentru că Nae Ionescu a definit-o, a definit această concepție filozofică. Deci controlată ideatic de Nae Ionescu și politizată prin aderența la legionarism. Aici e problema despre care spunea doamna profesoară și apare în lucrarea lui Liviu Neagoe, privind diagnosticul pe care îl pune Eugen Ionescu în 1945 într-o scrisoare către Tudor Vianu, acestei generații pulverizate de spectrul politicului și o mare parte ei rinocerizată. Și o să dau citire, dacă îmi permiteți. Tocmai acestui fragment, tot din Eugen Ionescu, în care el spune, profesori universitari, studenți și intelectuali, toți luau calea nazismului, devenind membri ai gărzii de fier. Nazism în sensul de legionarism, deveneau legionari. Aceasta este o traducere dintr-un mare istoric, Timothy Snyder, care în loc de legionarism numește nazism. Deci, deveni membri ai gărzii de fier, unul câte unul. La început, bineînțeles că nu erau naziști, adică legionari. Circa 15 prieteni de-ai noștri obișnuiau să se întâlnească pentru a discuta și a încerca să găsească contraargumente. Nu era ușor. Din când în când, unul dintre prietenii noștri spunea: nu sunt de acord cu ei, acest lucru este sigur, dar trebuie să le accept anumite puncte de vedere, spre exemplu, evreii. Problema evrească.
etc. Iar acesta era un simptom. 3 săptămâni mai târziu, individul devenea legionar. Era prins în mecanism, accepta totul, devenea rinocer. Spre sfârșit, doar 3 sau 4 dintre noi am rămas pe baricade. Ei, și aici se referă la o parte a generației sale, în frunte cu Petru Comarnescu, care a și creat Criterionul și care a fost animatorul Criterionului și despre care spune că, în scrisoarea către Tudor Vianu din 45, că nu mai are pe cine anima și organiza. Cruțându-l pe el, destinul a vrut să facă o ironie, să evidențieze și mai bine golul din jurul despre Comarnescu. Dar aici o să enunț și câteva nume pe care el le consideră vinovate de ceea ce s-a întâmplat. Reiau textul de la Mihail Sebastian, își păstrase o minte lucidă și o omenie autentică. Ce păcat că nu mai este. Murise în 45. Cioran e aici exilat. Admite că a greșit în tinereții, dar mi-e greu să-l cred. Să-l iert. Cioran e aici, așa. A venit sau vine zilele acestea Mircea Eliade. Pentru el totul e pierdut de vreme ce a învins comunismul, între ghilimele. Ăsta e un mare vinovat, zice Eugen Ionescu. Dar și el, și Cioran, și imbecilul de Noica, iată, da? Și Grasul Vulcănescu, și atâția alții, Haiga Cacterian, Mihai Polihroniade, sunt victimele odiosului defunct Nae Ionescu. Dacă nu era Nae Ionescu sau dacă nu se certa cu regele, am fi avut astfel o generație astăzi de conducători valoroase între 35 și 40 de ani. Din cauza lui, toți au devenit reacționari. Al doilea vinovat este Eliade. La un moment dat era să adopte o poziție de stânga. Sunt de atunci 15 ani, deci pe la 1930. Haiga Cacterian, Polihroniade, fuseseră la început comuniști, spune. Și apoi a trecut la legionari. Au murit din cauza prostiilor și încăpățânării. Eliade a antrenat și el o parte din colegii de generații și tot tineretul intelectual. Nae Ionescu, Mircea Eliade au fost îngrozitori de ascultați. Ce era dacă ăștia erau maestri buni? Pe lângă ei, Crainic, Nichifor Crainic, ortodoxist, dar nu legionar, nu contează. Din cauza lui Nae Ionescu, Haiga Cacterian și Polihroniade au murit, iar prostul din topor, Costin Deleanu și poetul Horia Stamatu sunt fugari prin Europa, iar Eliade, Cioran, ca și Amzăr, au ajuns în Franța. Iar ceilalți imbecilizați sunt inutilizabili. Licheau Paul Sterian, Buhăitul Vulcănescu, imbecilul de Cantacuzino, generalul, fudulul prostul grandilocventul Dan Bota, afectatul ipocritul Constantin Noica, secătura Petru Manoliu. Unii morți din prostia lor, alții din fericirea amuțiți. Toată generația Criterion astfel e distrusă. Deci, iată cuvintele și, cum să vă spun, pecetea pe care o pune unul din criterioniști, o pune tinerei generații. Revenind la lucrare, putem spune că mai departe în acest context al dezbaterii interbelice, Constantin Noica simte ca o traumă condiția de intelectual marginal al culturii europene. Emil Cioran se întreabă cum e posibil să fii român, oferind cea mai articulată imagine a românității ca stigmat, o spune Sorin Antohi, iar Lucian Blaga realizează cea mai complexă filozofie legată de identitatea națională prin trilogia culturii, prin metafizica satului idee, așa cum se și numește unul din eseurile domnului Neagoe. În sfârșit, Mihail Sebastian nu reușește să se rupă de mentorul său antisemit. Da? Asta este concluzia care se poate trage, suferind probabil, cum am spus, de sindromul Stockholm. El dă însă soluția la combaterea antisemitismului. Și o să citesc și ceea ce spune Mihail Sebastian legat de politica de emancipare în care evreii ar trebui să se angreneze. El scrie asta într-un articol din 1929. Dar
ideea, soluția a rămas valabilă în continuare. Metode de combatere a antisemitismului, spune Sebastian, întreabă Sebastian. Cunosc una singură, esențială însă, o intensivă și inteligentă propagandă antisemită. E paradoxal. Și nu glumesc. În bună parte, încordările periodice pe care pe propria lui piele și cu eternă resemnare le îndură neamul evreiesc, vin de acolo că, absolut lipsit de simț politic, nu știe să vadă realitățile acolo unde sunt. În fața antisemitismului, evreul are o dulce atitudine sentimentală care, în definitiv, sfârșește prin a-și pierde tragicul. Ei bine, evreul trebuie odată pentru totdeauna să fie serios și să afle tot ce este necesar, stringent și implacabil în ostilitatea celorlalți. Trebuie să știe că sunt oameni, nu vorbesc de cei care îl proferează ca un șantaj firesc, cărora antisemitismul li se impune, cu sau fără asentimentul lor. Trebuie să se convingă în sfârșit că pe harta realităților românești antisemitismul ocupă opoziția sa și că în economia socială a țării el este o problemă pe care nici pietrele manifestanților, dar nici scepticismul evreilor nu o vor rezolva. Cred că, în bună parte, problema evrească ține de chipul în care evreul va ști să fie cetățean. Cu cât va uza mai demn și mai sigur de drepturile sale politice, cu atât le va merita mai hotărât. Vorbiți despre combaterea antisemitismului? Începeți printr-o emancipare politică. Altă cale nu cunosc. Gândește realist Mihail Sebastian în 1929. Cele 21 de eseuri, pentru că 21 sunt în cele 7 capitole, sunt autonome ca subiect și pot fi citite separat. Fiecare adâncește o problemă contextualizată cu reflexe polemice aduse până la zi, polemică cu Marta Petreu, polemică cu Cristian Preda, autori foarte bine cunoscuți în România. Iar între ele autorul ține mereu legătura creând o țesătură de idei care dă unitate lecturii. Epilogul scurt, de care vorbea și doamna profesoară, legat de războiul din Ucraina, este captivant prin sugestiile de actualizare a problematicii identitare. Și două sugestii oferă autorul. 1. Detașarea cercetătorilor în domeniu pentru a privi cu empatie și înțelegere specificul românesc în context european și mai ales în condițiile războiului de la granițele României, care face ca estul Europei să nu mai fie privit ca o periferie detașabilă a unei Europe unitare și coerente în politicile sale. Deci, ideea este nu că războiul a pornit din orgoliu identitar, fără discuții, intră și asta. Problema este că odată creat acest război, acest conflict, estul Europei va fi mai atașat de Europa decât până acum. Asta e concluzia. În al doilea rând, nevoia direcționării cercetărilor ulterioare mai mult spre prezent și viitor decât spre trecut, sub presiunea răspândirii naționalismului etnic, revanșard, extremist al secolelor care sunt aici citate în secolele 19-20, care se răspândește, deci acest naționalism foarte rău, se răspândește prin rețelele informaționale și de comunicare. Cyberpunk, space-ul, nu? Da, așa, național, naționalist. Și închei. Liviu Neagoi aparține deja unei noi generații de istorici. E un istoric al ideilor și un filozof conectat la dezbaterile istoriografice actuale. Un democrat echilibrat în judecăți, animat de dorința de a desluși, nu de a încurca și mai mult subiectele despre identitatea noastră. Situându-se în contra autismului cultural, complexelor de inferioritate sau exaltărilor lătrătoare ale naționalismului. Exprimând o etică profesională marcată de participare la integrarea europeană. De aceea propune ieșirea din stigmatul identitar prin rețelele epistemice, ieșirea din parohialismul plângerilor sau exaltărilor identitare arogante și frustrante. Prin această carte, așa cum spune pe pagina, pe ultima copertă, istoricul ideilor și al fascismului, eugenismului și a celorlalte probleme, să zicem, medicale ale mijlocului secolului 20, Marius Turda, Liviu Neagoi aduce o contribuție importantă la dezbaterea despre identitatea națională și europenizare la români.
Iar împreună cu inteligenta politică de promovare a cărții, devine unul dintre autorii care scot oneștiul din provincialismul regional și național, propulsându-l spre europenitate și universalitate. Deci, îi mulțumesc lui Liviu Neagoe pentru că mi-a dat posibilitatea să spun aceste lucruri. Foarte elogioase prezentările. Ce aș mai avea eu de spus? Păi simplu. Eu să spun pentru ceea ce ați venit voi aici. De fapt, n-ați venit pentru carte, ci ați venit pentru povestea din spatele cărții. Și o să încep cu povestea și cu discursul motivațional care o însoțește, pentru că eu am zis că este o lansare între prieteni și pentru că avem un public aparte. O să începem așadar. De ce cartea și de ce e utopia? Pentru că în fiecare generație trebuie să și eu cred că fiecare generație trebuie să reevalueze temele mari ale istoriei și ale culturii noastre din perspective noi și din perspective diferite. Eu am încercat să evaluez problema identității dintr-o perspectivă, cum am numit eu, centrală europeană. Adică așa cum trebuie văzută identitatea noastră dintr-o perspectivă europeană și nu altfel, pentru că suntem europeni și ne definim ca europeni. Asta în ceea ce privește mesajul cărții. Acum, partea motivațională, pentru că avem și elevi deosebiți aici, este următoarea. Depășiți-vă profesorii, fiți mai buni decât ei, aveți curajul, puneți-vă ideile în cuvinte și scrieți. Băteți-vă pentru ideile voastre și încă o dată, depășiți-vă profesorii. Și acum să vină povestea. Când a început povestea cărții? A început exact în pandemie, când, dintr-o dată, aveam foarte, foarte mult timp liber. Existau în spate niște idei în momentul în care eu am studiat la Universitatea Americană și am observat că toți colegii mei de la History Department aveau teme românești. Deci toți colegii mei despre istorie studiau despre teme românești, în special interbelicul. Toată lumea era specialistă pe interbelic, pe generația Criterion și în special atunci se dăduse drumul la arhive și se studiau perioada comunistă, dar în special și am observat această fascinație, mai ales a tinerilor, cercetători, mulți dintre ei sunt cercetători în institut acum prin București, Cluj sau chiar prin străinătate, așa, despre subiectele românești. Și m-am întrebat de unde vine acest atașament al tinerilor, în special față de istoria noastră națională. De ce de la Cantemir încoace nu mai studiază, de exemplu, nimeni istoria Imperiului Otoman? Foarte mulți suntem atașați de istoria noastră și am încercat după aceea să văd și cărțile istoricilor români și cărțile pe care, apropo, istoricii străini scriu foarte bine despre istoria noastră națională, dacă ați observat. Foarte bine scriu, mult mai obiectiv, scriu mult mai elegant, pentru că nu au niciun fel de mitologii colective în spate, nu au nimic de apărat, nu au nimic de demonstrat. Și atunci lasă istoria să se scrie singură. Bun, eram deci în perioada de pandemie, aveam foarte mult timp liber și am început efectiv să scriu, să-mi pun ideile în practică. Textul s-a scris aproape de la sine. Sunt 7 studii împărțite în 3 secvențe fiecare și care au avantajul că pot fi descrise, pot fi citite atât individual cât și în separat, da. Și asta. Și acum câte puțin despre recepția cărții. Recepția cărții efectiv mi-a trecut așteptările. Ea a început în Chișinău. Și înainte de asta, înarmați-vă cu multă răbdare. O să întâlniți de-a lungul vieții multe rejecturi, multe, foarte multe respingeri. Nu renunțați la ceea ce ideile în care credeți. Știți la câte edituri am trimis-o? La toate editurile care contează din România. Știți câte răspunsuri respingeri am primit? Toate. Până când am trimis-o la Chișinău, când ziceam și eu, gata, nene, deci de acum, dacă nu mai public asta, este, Liviuț, vezi ce faci cu ideile tale, pune-o la sectar și vor descoperi peste 100 de ani când cineva va trece pe aici și va zice, uite-te, era într-adevăr ceva, da. Așa, și când, da, cei de la cartier au zis, foarte bună, îi dăm drumul. Bun, ce s-a întâmplat între timp?
Am mers și am făcut, după model occidental, turneu de promovare. Am fost la Chișinău, am fost la Cluj-Napoca la începutul anului universitar, la festivitățile de deschidere anului universitar. Săptămâna viitoare voi fi la București și, bineînțeles, am fost aici. La anul voi relua turneul de promovare, voi încerca să aduc cartea către public. Deci să vin aproape de public, voi merge în orașe mici, voi merge, de exemplu, în Bacău, în Suceava, în Târgu Neamț, la fel, să aduc cartea cât mai aproape. Adică nu am rolul acesta al cercetătorului de a fi numai în orașele mari, numai în universități, numai în centre de cercetare, nu. Dimpotrivă, eu cred că noi, autorii, trebuie să aducem cărțile aproape de cititor și să îi readucem aproape de lectură. Cartea a beneficiat de interviu în Observator Cultural, vedeți aici, de cronici elogioase în Book Hub în România Literară. Și cred că dacă mai prind dilema veche, eu zic că am prins triada de aur a publicisticii noastre, dar nu se știe niciodată, să vedem de unde vor mai apărea următoarele. Dar nu asta vreau să vă spun. Cele mai frumoase recenzii de carte care mi-au apărut pe Facebook și pe care le-am împărtășit sunt cele ale cititorilor pe care eu nu i-am cunoscut. Și care au găsit cartea în librării, au cumpărat-o. Chiar discutam la începutul toamnei cu doamna profesoară aici de față despre sentimentul extraordinar pe care tu ca autor îl ai știind că cartea ta există în librării și că cineva va veni și o va citi. Ei, și acești cititori care au găsit cartea au scris despre ea. Sunt extraordinar de frumoase cuvintele, l-aș putea citi undeva, dar trebuie să mă duc la telefon să văd. Repet, cititori despre care eu nu știam nimic, nu i-am cunoscut și care au efectiv au împărtășit sentimentul acesta de comuniune cu autorul. Bun, acum să venim puțin despre câteva chestii mai, ca să facem în discuția un pic mai interactivă, să nu vorbim numai noi. Ce n-o să găsiți în carte? N-o să găsiți sentințe, n-o să găsiți, de exemplu, un portret al românității. Românii sunt așa și pe dincolo, n-o să găsiți chestii de genul ăsta, pentru că cartea conceptualizează, investighează, problematizează și folosește surse multiple pentru a da cititorului posibilitatea să reflecteze singur asupra unor teme de larg interes. Construcții identitare, identități multiple, semi-orientalism, balcanism, românism, suflet național, stigmat etnic și antisemitism. De altfel, o să vedeți că în materie de construcții identitare, noi românii nu suntem, pendulăm între extreme. Adică, pe de o parte, prin afișarea virtuților excepționalismului românesc, știți cum noi aici continuitate, noi aici am apărat ortodoxia, Europa și toate celelalte, cunoașteți clișeele. Pe de altă parte, da? Voluptatea stigmatizării identității. Deci s-ar putea să ne surprindă însă faptul că nici în acest domeniu nu suntem foarte originali. Ideea identității dintre românitate și ortodoxie, care a fost promovată de Nae Ionescu sau Nichifor Cranic, vine pe filieră slavofilă. Pe de altă parte, ideea unui Bizanț după Bizanț, al lui Nicolae Iorga, vine pe filiera orientalismului și balcanismului și a generat teoriile autohtonismului, antimodernismul, ontologiile etnice din perioada interbelică. Evident, stigmatul etnic a fost portretizat de Emil Cioran. Eu am oferit și o soluție la ieșirea din stigmat, pe care am numit-o rețele epistemice, adică tineri extraordinar de bine dotați, care lucrează pe proiecte comune cu colegi de-a lor din alte țări, fără să aibă deloc, dar absolut deloc, sentimentul acesta de inferioritate pe care l-au de obicei românii. Nu suntem cu nimic inferior, credeți-mă. Sentimentul de inferioritate pe care l-am avut a fost prima dată cu foarte, foarte, foarte mulți ani când am ieșit din țară și am fost efectiv absolut entuziasmat de bogăția lor de acolo din magazine. De fapt, ies niște bani din bancomat, ce fain, nu avem pe aici așa ceva. Și multe, multe chestii din asta de amănunt. Cei care ați fost plecați pentru prima dată din țară, probabil știți șocul acesta. Și mi-am dat seama ulterior că chestia asta s-a întâmplat și acum 200 de ani. Cu Dinicu Golescu, la pagina 24. Ce spune Dinicu Golescu? Plină este Europa, precum de altele, de asemenea cărți. Niciun unghi, cel mai nebăgat de seamă pe pământ, nicio țară, niciun oraș, niciun sat nu este necunoscut la niciun europeu. Ajunge să știe citi. Iar noi, ca să ne cunoaștem țara bine, trebuie să câștigăm această cunoștință din citirea vreunei cărți scrise de un europeu. Multe de istorie ale țării românești se află în Europa, scrise în limbile ei și în limba românească, dar tot de străini,
ia de vreun pământean al acestei țări făcută, nu se pomănește. Cu alte cuvinte, cum era Europa pentru Dinicu Golescu, cel obișnuit cu meterlene noastre moldovalache? Era un teritoriu al ordinii, un teritoriu în care orice putea fi accesibil numai dacă știa citi. Astăzi am spune că era accesibil din două clicuri. În timp ce noi nu aveam așa ceva aici, cu alte cuvinte, totul era de făcut la noi și totul era de construit. Cum era de construit, am putea întreba astăzi și prin cine? Prin tineri aceștia extraordinari pe care avem alături de noi și pe care le spun că ca a treia oară astăzi, depășiți-vă profesorii. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Dacă mai e cineva din public care dorește să ia cuvântul sau să adreseze autorului întrebări. Domnul profesor, Iepure. Titlul este un spațiu de intersecție dintre identitatea românească și identitatea europeană. Faptul că identitatea românească nu poate fi privită doar din perspectivă românească, așa cum au încercat, de exemplu, în perioada interbelică, Lucian Blaga, care a încercat să făurească o adevărată filozofie pe baza spațiului mioritic, cum a încercat, de exemplu, Mircea Vulcănescu cu conceptul de loc pentru spațiu sau vreme pentru timp, cum a încercat Constantin Noica. Observăm că primii care s-au ocupat de problema identității au fost la începutul secolului XIX scriitori, a spus foarte bine doamna profesoară, după care istoricii au avut un cuvânt mare de spus, Adexenopol, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, după care evident ștafeta a fost preluată de către filozofi, iar în anul 1930 a fost marea dezbatere asupra specificului național. Atunci ne-am întrebat noi cum putem scoate cultura română din minoratul ei și să facem din ea o cultură europeană, o cultură universală, și întrebarea după aceea a fost cum sunt românii. A fost o dezbatere foarte, foarte intensă despre sufletul național. Ce este acela sufletul național? Cum îl putem descrie? Dar cartea este plină de exemplele acestea, le veți descoperi înăuntru lei. Bibliografia este efectiv adusă la zi. Ultima carte, cred că era apărută prin iunie 2023. Cam așa. Deci, ultimele corecturi la manuscris s-au făcut în vară, până când editorul cărții a spus stop. Că autorul tot mai are ceva de adăugat. Eu mai tot spuneam, știți, la pagina cu tare, cred că fraza asta am putea să o facem așa. Nu, nu mai faceți nimic, lăsați așa că e foarte bine. Haideți să-l și aplaudăm, merită din plin și dorim mult succes în promovarea cărții. Domnul profesor Iepure. Timpul este cam înaintat pentru că se întunecă de vreme și n-am să spun foarte multe, dar în primul rând să apreciez valoarea cărții domnului Liviu Neagoe și în al doilea rând să apreciez pertinența discuțiilor celor doi colegi, doamna profesor doctor Gârmacea și domnul Mihai Dumache, care au fost foarte, foarte conciși și preciși în termenii pe care i-au folosit. Eu vreau să spun că pentru identitate, în primul rând, știți foarte bine că Herodot și înainte de Herodot, probabil că am existat, dacii, tracodacii erau, și dacii erau cei mai puternici și mai viteși din neamul trac. Este aprecierea lui Herodot. Deci iată o individualizare. Ce s-a întâmplat în cursul istoriei, cam știm. Să mă întorc puțin la individual. Sigur că este ca și cu frumosul și urâtul. Trebuie să fie cineva care să aprecieze. Da? Să evalueze. Și în momentul în care cineva a evaluat, își dă cu părerea despre noi și lărgit despre țară, despre Europa. În al doilea rând, aș vrea să spun că mă deranjează. Intrăm în Europa. Dar am fost aici. Suntem aici. Că pentru unii nu suntem, că nu ne vrea, e problema lor.
Nu problema noastră. Problema noastră este, așa cum spune și domnul Liviu, să ne reevaluăm, să ne reconsiderăm și nu suntem cu nimic mai prejos decât alții. Problema este, la un moment dat, și de sursele pe care le avem. Ori dacă nouă ni s-au ascuns niște surse, sigur că n-aveam de unde să le știm. Dar iată că, încetul cu încetul, putem să dovedim că am fost aici, că suntem, că suntem o națiune română, individuală, individualizată față de alte state. Domnul Neagoe a început de la 48. Sigur că de la 48 a fost acolo și o ambiguitate, să ții și cu Orientul, să intri și în Europa, vorba Chiriței, să ne roadem și noi puțin el, așa. Deci s-a intrat, să zicem, în centrul Europei. Chiar tinerii, numai că vorba lui Eminescu, ai nu știi tineri la Paris în față, la Gâscavatei, cum se leagă nodul, n-au venit și cu probleme extraordinare de unitate în Europa. Și faptul că pe noi ne-au ținut turcii, celelalte popoare migratoare, când alții înconjurau lumea, făceau descoperiri, noi trebuia să stăm cu arma în mână. Și cei de la 48 au stat cu o mână pe armă și cu o mână pe condei. Cam așa stau lucrurile. Și nici la ora actuală n-am putea spune că stăm foarte bine. Că avem pe tovarășii noștri mai de la răsărit, care nu se astâmpără, cum iarăși am văzut de aici din ce s-a discutat, dar și faptul că foarte mulți acum pleacă, tineri, n-ar fi trebuit să plece, însă cred că la ora actuală cei care pleacă devin oameni deosebiți. Am văzut o emisiune de asta și la televizor cu un doctor care spunea că nu s-ar fi dezvoltat dacă ar fi stat în continuare în România. Și iată că aduce contribuții la nivelul întregii omeniri prin operații pe creier și așa mai departe. Deci să sperăm că acești tineri care au plecat se vor întoarce și vor reprezenta România la valoarea ei. Mulțumim! Mulțumim frumos, domnule profesor. Vă invităm în continuare să mai rămâneți pentru sesiunea de autografe și pentru a sta de vorbă cu autorul. Vă mulțumesc încă o dată. Am uitat să vă zic la începutul acestei întâlniri că am intrat pe ultima 100 de metri în finalizarea proiectului pe fonduri europene al Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. Sperăm ca în luna februarie, cel târziu martie, să redeschidem biblioteca cu noi spații, complet digitalizată și complet proaspătă pentru cât mai multe evenimente culturale, în niște spații cu adevărat spectaculoase. Așa că vă rămâneți împreună cu noi și mai departe la evenimentele următoare. Mulțumim!